Papa Francisc a ocat o lume întreagă: cei care merg la prostituate sunt criminali. Papa Francisc a condamnat exploatarea femeilor prin prostituție, susținând ce este o crimă împotriva umanității, dar sublinierea e o formă de tortură. Suveranul pontif a făcut aceste comentarii într-o sesiune de întrebări sublinierei răspunsuri cu tinerii veniți la Roma din mai multe țări. Papa le-a cerut tinerilor să lupte contra mentalității colective bonave care admite exploatarea sexuală a femeilor. Mă gândesc cât de dezgustător trebuie să fie pentru aceste fete când bărbații le forcează să facă anumite lucruri. Cei care frecventează prostituatele, nere, sunt criminali, a declarat Papa Francisc, potrivit Digi24. Nu, asta nu este dragoste, este tortură. Este o crimă împotriva umanității, o ofensă adus umanității. I vine dintr-o mentalitate bolnavă, ce femeile trebuie exploatate, a completat suveranul pontif, întrebat fiind dacă este interzis să faci dragoste.